Golful devine un sport tot mai popular în Moldova. Asta o demonstrează organizarea mai multor turnee de golf în țara noastră. La 23 septembrie curent s-a desfășurat un nou campionat de golf, însă acesta este puțin mai diferit față de celelalte precedente, odată ce a avut loc pentru prima dată turneul Honda Golf Cup Moldova 2012. În premieră în țara noastră se desfășoară turneul Honda Golf Cup Moldova 2012. Tradițional, participanții au venit să-și demonstreze măiestria în materia de golf aici, pe terenul din apropierea satului Chetrosu. Înarmați cu crose, sportivii au pornit la atac. Faptul că în acest tip de sport sunt impuse restricții din punct de vedere al handicapului maxim acceptat face ca această competiție să fie una dintre cele mai prestigioase din Moldova. Reprezentanții Asociației Naționale de Golf din Moldova susțin că golful este un sport aflat în ascensiune, iar prin organizarea diverselor turnee, golful devine tot mai promovat. Honda Budweiser Golf Cup проводился впервые в Молдове. Я думаю, что это послужит очень хорошей доброй традицией, так же, как и BMW, который традиционно проводится в третий раз. Вот. На самом деле турнир очень высокого организационного уровня, значит, спортивный результат тоже достаточно высокий. И я думаю, что турнир понравился как самим спортсменам, так и гостям турнира. Сейчас после этого турнира будут вестись переговоры с Honda Classic International, которые позволят участникам-победителям данного турнира участвовать и представлять Молдову на всемирных играх. Golful atrage și persoane notorii. Ambasadorul Marii Britanii în Moldova, Kate Shannon, participă cu regularitate la competițiile de golf organizate în țara noastră. Astfel, la turneul Honda Golf Cup Moldova 2012, înaltul oficial a demonstrat că este un împătimit al acestui tip de sport. Eu mă aflu în Moldova deja de 4 ani. În tot acest timp am observat că golful s-a dezvoltat mult aici, în Moldova. Este o plăcere că sunt standarde respectate. În Republica Moldova sunt deja jucători buni. În joc este pus marele premiu acest trofeu pe 4 roți, astfel câștigătorul se va putea bucura de o reducere semnificativă la acest automobil. На данный автомобиль, как акция, мы дали очень большую скидку. Вот, это 1250 евро на, при покупке этого автомобиля и плюс дополнительные призы по ее обслуживанию дальнейшему. Вот, то есть, если победитель захочет такой автомобиль, мы привезем, продадим и будем полностью его содержать. După o competiție crâncenă, turneul Honda Golf Cup Moldova 2012 și-a desemnat câștigătorii. Astfel, primul loc a fost obținut de Tudor A. Cristinei. Da, nu poate fi. Da, nu poate fi. Este urmată de Sergei Caraman, iar poziția a treia a fost ocupată de Kate Shannon. Câștigătorii au primit premii și trofee. Jocul golf, în comparație cu alte jocuri, îți permite să te concentrezi mai mult, să-ți perfecționezi tehnica. E o ocupație perfectă în cadrul naturii, în cadrul unor oameni deosebiți și consider că am să continui să joc golf și în viitor. Eu zanel al второе место, eu очень этому доволен. Доволен, потому что не имел возможности тренироваться в этом сезоне. И очень приятно, что все-таки получилось чего-то добиться. Буду уделять больше внимания, больше времени этому и надеюсь, что на следующем турнире займу первое место. După 6 ore, turneul Honda Golf Cup Moldova 2012 a luat sfârșit. Participanții au demonstrat odată în plus cât de iscusiți sunt în materie de golf. Nouă nu ne rămâne decât să le urăm sportivilor mari succese și la următoarele turnee de golf. Golful este sportul care în ultimii ani a cunoscut la nivel mondial cea mai înaltă rată de creștere. Combinația de sport, natură, apartenența la un club, dar și realizarea și întreținerea unor relații au făcut ca golful să-și câștige foarte mulți adepți în întreaga lume. Cu toate că nu este ușor, prin tehnici specifice și perseverență, golful poate deveni sportul preferat atât al copiilor, cât și al tinerilor și adulților. Remarcăm că țara noastră a obținut deja câteva victorii în acest sens. Este vorba despre membrii Asociației Naționale de Golf care au participat la concursuri de talie mondială și s-au ales cu locuri de frunte în clasament.